Ne bucurăm că după masa aceasta putem să stăm în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dăruit harul acesta ca să fim în casă mii de rugăciune. Poate că mulți alții ar fi dorit lucrul acesta să se afle într-o zi ca aceasta, într-un loc acesta și m-am bucurat că astăzi am văzut pe toți frații care lucrează pe camion că au fost prezenți la biserică și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cei care poate că nu lucrați departe, poate că nu știți cât face lucrul acesta. Bineînțeles, pentru cei care iubesc Dumnezeu și cei care iubesc biserica și cei care doresc să fie împreună cu frații la părtășie. De multe ori lucrez în afară și poate că duc două ori așa de biserică și de frați și mă gândesc dacă n-ajungesc săptămâna la biserică, ce rău îmi pare că am pierdut lucrul acesta și să fii singur, să fii departe, poate că este greu să te rogi, poate că este mai greu să studiezi Cuvântul Domnului, poate că este mai greu să citești. Dar Dumnezeu ne-a dorit în seara aceasta harul acesta ca să stăm în prezența Lui. Așa cum se cânta cântarea pe pământ, avem o luptă. Așa cum spunea Apostolul Pavel, că și noi avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, și împotriva domniilor, împotriva căpetenilor, împotriva duhurilor răutăților care se află în locurile cerești. Și poate că lupta aceasta, poate că mulți dintre noi am devenit slabi. Poate că mulți dintre noi am devenit deficitari la capitolul acesta. Lupta aceasta este o luptă grea, dar Domnul Iisus ne-a promis că ne dă biruință. Aș dori să citesc câteva versete din 1 Petru, din capitolul 1, începând cu versetul 13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toate nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care aveați altădată, când erați în neștiință, și după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul priveciei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, nu cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți răți de la părinții voștri, și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără de cusur și fără prihană. Amin. Vedem că pentru noi a fost plătit un preț așa de mare. Însuși Domnul Iisus a venit din cer și s-a pogorât pe pământ ca să ne răscumpere din felul nostru de șer de viețuire, ca odată să ajungem în a Lui Împărăție. De-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, diavolul a căutat prin atâtea metode ca să împiedice lucrarea aceasta, a căutat prin atâtea metode ca să distrugă lucrarea aceasta de mântuire, încă din grădina Edenului. Diavolul a folosit mii și sute de metode ca să distrugă lucrul acesta și s-a folosit de oameni, s-a folosit de creatura pe care Dumnezeu a creat-o, s-a folosit ca să dezvieze planul acesta pe care Dumnezeu l-a gândit și Dumnezeu l-a întocmit așa de minunat. Aș dori ca rugăciunea aceasta să ne rugăm, Doamne, dă-ne putere ca să fim sfinți. Trăim într-o lume în care a fi sfânt, poate că pentru unii și pentru lumea din afară, o ia ca o batjocură, o ia ca un lucru rău și spune, tu ești nebun. Unde mai vezi tu sfințenii în ziua de astăzi? Uite ce face cu tare, uite ce face celălalt, uite ce fac copiii voștri, uite ce fac părinții voștri, uite de ce fac frații voștri. Și poate că de multe ori ne arată cu degetul, pentru că nu suntem sfinți. Dar știm că Dumnezeu ne-a spus, fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt. Dacă Dumnezeu ne-a promis lucrul acesta, că El este Sfânt, eu cred că și noi, oameni muritori, și noi, oameni de pe pământ, putem să ajungem la statutul acesta, să fim sfinți înainte de Dumnezeu. Chiar dacă oamenii poate că nu ne vor vedea că suntem sfinți, dar vreau să ne privească Iisus din cer și să ne vadă că noi suntem sfinți prin jertfa Lui și prin sângele Lui. Aș dori să ne ridicăm în picioare și în privința aceasta să ne rugăm cu toată încrederea și cu toată credința. Doamne, dă-ne putere ca să fim sfinți. Amin.